Salut tuturor și bine v-am găsit din nou în jocul BMG Drive și l-avem pe Stig la volan. Și astăzi vom conduce din nou un E30. Am găsit o variantă mai bună a lui, dar din păcate am aflat și de ce văd mașinile astea Chrome și Subaru Impreza care l-am făcut episodul trecut. Era tot așa Chrome. Și nu înțelegeam de ce, pentru că el în mod avea cu totul și cu totul altă culoare. Dar nu știu, modurile astea mai vechi nu sunt suportate de versiunea mai nouă și asta se întâmplă. Apare culoarea asta ciudată. Dacă era oricare altă mașină, nu cred că o mai încercam, dar nu știu, mașinuța asta îmi place prea mult. Și e singurul mod care există în afară de cel care l-am încercat prima oară, care mașina aia nu era foarte bine făcută. Asta sincer arată mult mai bine. Singurul dezavantaj e culoarea asta Chrome, care dacă era orice altă culoare era mult mai șmecher. Dar merge și așa, frate. Și deja am rotit o roată. Nu știu cum naibii am reușit eu să fac chestia asta. Cum naibii s-a rotit roata asta? E invers. Foarte ciudat, frate. Deci abia am început și deja o ia razna. Mamă, cum zbălângne. Ia uite-o. Sincer, nu știu încă cum să dau slow motion, să mă uit în setări, că mi-am adus aminte. Am aflat și cum dau slow motion pe alt, a fost foarte simplu, nu era mare lucru. Și îmi place cu stick la volan și o să încerc să fac prima bușitură pe lângă drifturile astea superbe, ce le face un ursuleț. Haide să îl bușim și noi ca lumea și acum avem și slow motion. Îmi place mie tare chestia asta mică care îl aruncă și incredibil cum e cu slow motion. E total altceva, frate, cu slow motion. Se vede de 10 ori mai șmecher cât îmi place. Cred că o să se facă praf mașina. Mamă. Deci se vede incredibil. Hai să dăm puțin mai rapid să nu lăsăm chiar așa. Cât de cât. Îmi place mult mai mult cu slow motion. O să folosesc mai des. Ia, să dăm viteza normală. Și cam aici e mașina. Nu mai putem să o punem la loc. Hai să-i dăm și noi un reset. De data asta o să încerc să prind și mai mare viteză. Vreau să mă învârt. Ăla de cât a sărit într-o parte și tot a părut destul de șmecher. De data asta vreau să mă învârt ca lumea cu mașinuța. Opa, frână. Mamă, da ce frână. Îmi place și cel mai mic drift. Haide să începem. Și de data asta o să prind viteză și poate mă învârte și pe mine mai ca lumea. Să nu ratez chestia asta. Mamă, și am băgat un super slow motion. Am apucat să-l bag. Și în ce hal se poate învârti această mașinuță. Hai să dăm totuși. Mamă, 100 times slower. Hai să dăm la 8 times slower. Mamă, cum a sărit roata aia. A sărit și a doua roată, dar nu știu pe unde. Și încă se mai învârte, frate. E la 8 times slower. Ia să-i dăm 4 times. Mamă. Hai că de data asta s-a rotit mult mai mult ca data trecută. Și mult mai șmecher. O să încerc acum un impact frontal. Am că e încă ok, mă, și noi să-i dăm real time. Ia vezi, mă, că încă merge, ești nebun, dar n-am direcție. N-am stânga-dreapta, dar îmi place că mașina încă merge. Ia să o bușim aici. Ia să vedem. Oh, săraca mașină, mi-e milă de ea, frate, îmi place așa mult. Hai să dăm restart. Să băgăm și noi timpul normal. Și real time, frate, ce te miști în reloare. Ăsta încă era în slow motion. Hai să merg până în capă cât de cât aici. Ia să fac eu un drept frumos. Da.
Ce drift a fost ăsta, frate? Hai să îndrept, hai că s-a îndreptat, e ok. Dar nu mai am direcție. Nu știu ce dracu a pățit direcția, frate? Mamă, cum e roata, iar s-a întors de nebună. Cred că asta e bug-ul modului ăsta. De ei se întoarce roata. Nu o să mai îmi iau avânt, o să mă duc direct. Și direct înainte, frate, și o să bag cu slow motion bușitura sau să mă arunc. Să mă arunc pe chestia aia, nu. Hai să mă bușez mai bine. Bag slow motion. Și acum controlez și o camera. E de 10 ori mai șmecher cu slow motion, frate. Mamă, cum s-a făcut? Incredibil. S-a... Țeavă de eșapament, dansează în aer, nu știu cine mi face, îmi place care tobă sport, se vede foarte marfă, M3. Mamă, cum s-au făcut roțile în față și cum a ajuns mașina. Mamă, ție aici. E praf făcută, praf, praf. Și aveam abia 164. În sfârșit, modul ăsta cel puțin se vede mult mai bine, chiar dacă e doar culoarea asta crom, dar totuși se vede de 10 ori mai bine. Și să încercăm și puțin, hopa, de la volan, să o controlez. O să încerc să intru în circulețele astea, n-am încercat niciodată să le trec pe bune. Ia să văd dacă pot. Știu că de la volan nu se va vedea mare lucru, dar vreau să văd dacă pot să trec printre astea. Ah, și deja înderapează. Aici deja nu mai am cum să trec. Cam asta a fost din asta. Doar asta mai vreau să văd pe hartă. Sau hai să mai fac încă ceva. Să bag viteză, o să sar pe chestia aia galbenă și o să bag iar slow motion. Nu știu ce se va întâmpla. Bag slow motion repede. Setăm camera cât îmi place cu slow motion, frate. Mamă, cum s-a făcut și asta. Deci, slow motion ăsta a schimbat tot în jur. L-a făcut de 10 ori mai șmecher. Uite-te și tu cum faci mașina, hai să o dăm mai repede, 8 times slower. 4 times slower. Mamă, mamă. Prea șmecher, frate. Prea șmecher, Stig a supraviețuit. Stig mereu supraviețuiește, orice accident ar fi. El supraviețuiește. Hai să căutăm și noi altă hartă, să băgăm... Gen autostrada aia, să prind foarte mare viteză. Și am revenit, avem BMW-ul vechi, noi nu vrem BMW-ul vechi, frate, noi vrem BMW-ul nou. Și să mergem pe autostradă cu el de nebun și acum avem și... Ei, nu am vrut să fac asta, deja mi-am făcut mașina praf. Și să mergem cu el, o să iau aici în stânga, pe... Nu știu, să-mi spuneți în comentarii dacă știți, eu nu m-am uitat prea mult oricum, nu, nici nu mă joc de prea mult timp. Dacă pot să pun gen mașina unde vreau eu pe hartă, ca să nu mai stau să fac tot drumul ăsta așa. Oh, shit. Mă, Stig, mă, ce-ai, mă, Stig? Stig are ceva. O să iau pe autostradă pe partea asta, ia să, dacă tot conduc așa fără să mă obișnuiesc, să conduc frumos din interior. Foarte șmecher se vede. M3, frate, M3. Și aici putem prinde viteză? Nu, nu. Ei, nu vreau, nu am bușit-o. De ce? Dar ce naibii cu curbele astea? Că eu nu vreau curbe, eu vreau un drum drept. Și să sar naibii de pe el. Deci o să mă duc direct înainte, nu mă mai duc în partea aia. O să mă duc înainte, frate. Și o să sar pe stâncile alea de nebun. Și... poate e altceva. Deja mă văd zburând.
Am prins 181, ceea ce e mega mult. Hai să sar de pe stânci. 8 times lower. M-a lovit un copac. Și asta a fost tot. Asta a fost tot ce a putut. Înseamnă că nu mașina e de vină. Mamă, dar a turtit-o pe partea asta ca lumea. 4 times lower. Și cam asta a fost. Asta e mașina turtită puțin. Se putea și mai bine, și mai bine făcută praf să... Hai să încercăm din nou. Dăm și noi viteza normal. Bam, bam, bam. Și o să mă arunc direct, frate. Ia să începățește aruncarea directă. Cât de cât altfel. Cât de cât altfel, dar nu cum trebuie. O să mai încercăm noi una cum trebuie. Pe harta asta, dacă nu, o să mai încerc altă hartă, că văd că asta... O să-mi iau și eu o hartă, poate... Aoleu, mi-am făcut roata praf. O să încerc din nou. O să încerc din nou să sar ca lumea, de data asta vreau să sar în șanț. Mă, dar de fapt, legi la prima curbă, o să sar direct stânga și cu asta basta. Nu mai stau să iau nimic, nu mai stau să prind viteză. Aici cum se face curba? O iau drept înainte. Aolo, dar nu m-am dus prea bine. Dar nu contează. Mamă, Stig are la turtii plafonul. Stig, mai trăiești? Ai de capul meu, Stig. Stig, nu muri, Stig. Mamă, cum s-a făcut roata pe spate. Hai, mă, că Stig încă supraviețuiește, Stig. Și a rămas mașina pe stânca asta în loc să mai coboare și ea puțin. Și cam asta a fost. Stig supraviețuiește. Ia să mai merge mașina? Eram sigur, frate, că se mai mișcă ea un pic. Ia vezi un cad și după stânci dacă mă chinui. Haide, haide, haide! Nu vreau... mai scoate puțin noroi ce a mai rămas pe aici. Mai încercăm încă o probă pe harta asta și gata. După o să mai încerc repejor o hartă. Ia stai. De data asta vreau să prind mai mare viteză până să mă răsturn de nebun. O să sar direct de pe o creastă ceva. Că n-are rost așa cum am făcut acum. O iau mai înainte. Mai înainte. Și acum o să fac stânga dintr-o dată. Am uitat să dau slow motion la timp, dar încă l-am nimerit bine. Hai că am luat-o cât de cât ok. Pentru a rupe mașina, mamă, cum se... Freacă de marginea asta. Am sărit și eu fix pe margine, nu știu cum, parcă refuză să cadă, frate. O ia fix pe margine. Și eu vreau să ajung jos, dar eu tot pe margine am reușit să stau. Fii atent că nu o să ajung deloc pe jos. Ia să dăm și noi mai repede. Mamă, ce face triplu șurub, capul lui Stig a ieșit prin plafon. Și cred că în sfârșit o să cadă și mașina, dar aici deja distanța e foarte mică de pământ. A, ce a fost asta, băi, Stig, băi. Hai să o dăm normal mașina. Și așa arată mașinuța noastră după experimentul Stig. Și încă mai merge, frate, mă lași. Cum mă, încă să mai meargă? Mamă, și merge ca lumea și piciorul lui Stig e pe afară. Piciorul lui Stig a rămas pe afară. Ia uite. Stig conduce cu stângul pe afară cu capul prin plafon. Și încă merge și direcția și tot, deci nu pot să cred. Mai are o roată și încă controlează mașina. Deci nu pot să cred că mașina asta mai e funcționabilă după ce s-a întâmplat. Oh. Nu, 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 nu. Mamă, deci încă merge ca lumea. Hai, hai, stânga. Hai că putem, frate, putem. Putem să mai mergem. Stig refuză și să moară.
Ia, dacă luăm niște de-astea, nici acum nu se duce mașina. Deci nu înțeleg ce să-i fac la mașina asta să moară. Dacă după chestia aia, asta n-a murit. Păi ce trebuie să-ți fac nenică să mori? A, cred că asta e ajuns. Da, e ajuns, nu mai am direcție acum. S-a rupt tot. De tot bara din... Ce bara, mă, roata, vreau să zic, din față. Și hai să mai băgăm o hărticică. Aleg una pur și simplu. Și am ales, frate, o hartă care putem sări mai ca lumea de pe margine, dar o să ajungem direct în apă. Dar, de fapt, harta asta nu știu cât de bună este, pentru că nu prea pot prinde viteză ca lumea. Mai mult eu printre copaci ăștia și o să mă facă praf. Oh! Holy shit, deja o să mă facă praf. Din prima încercare m-am făcut praf. Nu prea îmi place harda, nu știu de ce am ales-o. Ia să încercăm în sensul invers. Poate în partea asta e mai mult. Că nu prea mă lasă să prind viteză. Direct. Oh, shit. Nu, nu, nu. Încerc altă harda. Asta nu-mi place. Și am selectat harta asta dintre toate. Ia să dăm noi frumosul cu spatele. Schimbă cam rău viteza. Băi, stick, băi. Ce n-ai mă, stick? Nu știu ce am vrut să fac. Hai să luăm și noi pe drum. Ieșim și noi pe autostradă, cred, aici, în partea asta. Ce direcție să iau, stânga sau dreapta? Hai să iau în dreapta, mă, ce faci, mă? Deja era să bușesc. Hai să iau în dreapta cât pot eu de repede. E cam scurtă partea asta, sincer. O să mă arunc direct pe aici. Pentru că n-am... Aaaa, ce-a fost copacul ăsta? Nici nu l-am văzut, dar am crezut că trec peste el. Un amărât de copăcel. M-a făcut praf, frate. M-a făcut praf, frate. Hai să încercăm din nou. Hai să mă arunc eu direct pe aici. Cred că e o idee mai bună decât ce am făcut tura trecută. Mamă, îmi place mult când se rotește mașina. Mamă, mamă, mamă. Și am rămas în copac. A? Hai că e mai ok. E mai ok făcută praf. De data asta o să încerc din nou, dar o să aștept până o să prind o porțiune mai dreaptă, care consider eu. Ia să băgăm la volan. Mamă, mamă. Hai să luăm în dreapta. Hopa, 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 hopa. Era să mă fac praf direct din prima. Haidei, haidei, haidei. Aici apare... Oh shit, nu, nu te juca cu camerele fix acum, frate. Aici apare ok. Mamă, cum m-am dus. Cred că m-am dus bine acum. Dar iar ratez. Iar ratez zona asta, mereu o ratez. Hai că mi-a sărit o roată. Oh, mă doare de fiecare dată când se lovește. Stai că nu mai vedea nimic. Hai să dăm și noi în timp real. Deci, și dacă acum merge mașina asta, e cea mai tare mașină. Băi, ești nebun, încă merge. Ia vezi, fratele meu, că încă merge. Mașină bună la toate. Am sare de pe canion, încă trăiești în ea. Și mai și merge cu trei roți. Și alea praf. Și e foarte bună. Păi, cam atât o să fac din episodul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă aștept cu sugestii, cu orice. Le iau pe toate în calcul. Vă aștept și la toate celelalte episoade și pe Facebook și vă salut, la revedere! No, no, no.